Bună dimineața! Ce faceți? Stați așa că stăm la părul meu. Eu mă gândeam că ar trebui să-i fac ceva, să-l ondulez ceva, să-i fac ceva, că prea stă așa. Morning! Morning, morning, morning! Avem cafea, este 9:30, iarăși am fost productivă pe ziua de astăzi, acceptabil de productivă, nu ca data trecută, dar mă simt bine, sunt bine și nu știu dacă observați, dar este ceva lângă mine. Da, am fost, s-a rezolvat, am găsit ghivece din ceramică, din lut și într-o culoare ceva mai acceptabilă decât acea nuanță turbată de portocaliu, ceea ce este foarte bine și astăzi mutăm iedera, mutăm minunăția de iedera pentru că trebuie, că sărăcuța stă acolo chinuită și da... Da, e o zi absolut fabuloasă, se anunță o zi fabuloasă, dacă n-ar bătea vântul, ar fi chiar perfectă, dar o acceptăm oricum că e soare, mă rog, urmează, sunt niște nori acum pe cer, dar urmează să vină și soarele. Eu am semințe de plantat astăzi, am și un mic colețel să vă arăt, că am primit ceva de la Rao și da, sunt absolutamente happy. Foarte bine dispusă, am pus să se facă o supă, știți cum, exact cum trebuie să fiu. Dacă ajung să... Nu e nimeni acolo. Am aici, în colțul ăsta al ochilor, am tabloul. Dacă reușesc weekendul ăsta să termin tabloul, sunt cea mai fericită din lume. Deci sunt așa. Dar hai să vă arăt întâi de toate ce am primit de la Rao. Avem una bucată colet de la Rao. Este un cadou de la ei, pentru că, știți că mi-am plac cărțile, adică nici nu se vede că îmi plac cărțile, nu? Așa, și mi-au trimis două cărți foarte interesante. Sper că nu vă deranjează muzica de pe fundal, că am uitat să o opresc, dar mi-au trimis cei de la Rao, sunt două cărți, au fost alegerile lor, nu le-am ales eu și de aia o să vedeți că sunt puțin interesante, dar avem așa, prima dată, volumul 13 din Roata Timpului de Brander Sanderson, Robert Jordan, cred că este pseudonimul lui Brandon Sanderson, dacă mi-aduc eu bine aminte, sau e un alt autor, că și-a lucrat cu Brandon Sanderson la seria asta. Volumul se numește Turnurile de la miezul nopții și chestia este că eu vreau să... Cred că de Brandon Sanderson a auzit toată lumea, cel puțin dacă ați frecventat BookTube-ul, este imposibil să nu fi auzit de el și de seriile lui. Problema cu el este că, din ce înțeleg eu de la fetele din afară, de la booktuberii din afară, este că el are multe serii, o parte din ele la care lucrează și acum și publică constant la ele și chestia este că seriile astea se întrepătrund cumva sau lumile se întrepătrund, nu știu exact, așa arată cartea, este foarte faină și de foarte mult timp am vrut să mă apuc de seria asta, dar nu știam de unde să o iau, așa că rugămintea mea la voi este să-mi spuneți, cei care ați citit seria, să-mi spuneți de unde să mă apuc de seria asta și cu care să încep. Pentru că sunt foarte curioasă să intru în lumea asta și am auzit că este un autor extraordinar. Toată lumea laudă pe Sanderson și aș vrea să intru în seriile astea. Dar efectiv, când am început să mă uit pe net să văd ce serie a scris omul ăsta, am fost bulversată. Deci nu mai știam. Efectiv, stăteam și mă uitam așa, zic, eu cu care încep? Și acum, spuneți-mi dacă încep cu seria asta, cu Roata Timpului. Asta este volumul 13, deci o să am puțin de căpălit până la el. Dar e foarte interesant, adică mi se pare foarte, foarte interesant ideea și mi-ar plăcea să încep seria asta, dar spuneți-mi dacă încep cu seria asta sau încep cu altă serie sau cum facem, că I'm blown away, dar ăsta este, da, un autor care este pe lista mea de want to read, pe TBR-ul meu neapărat și cărțile trebuie să recunoaște că arată foarte bine, mi-au plăcut tot timpul m-au atras, pentru că nu știu dacă știți, dar semnul ăsta se regăsește pe coperțile mai multor cărți și da, de mult vreau seria asta și de mult vreau să mă apuc de ea și poate ăsta este un semn, odată cu cei de la Rao. Al doilea volum pe care mi l-au trimis este de Michael Conley, Michael Conley, care îmi sună foarte cunoscut, nu cred că am nimic în bibliotecă, n-am verificat, dar nu cred că am nimic în bibliotecă, dar îmi sună foarte cunoscut și din ce citesc eu aici de pe spate și asta este
o carte care face parte dintr-o serie, dar poate fi citită și de sine stătătoare. Este cartea, se numește Două feluri de adevăr. Scrie aici că este din seria Roche, cred că așa se citește, seria Roche. Și că ar fi volumul 20 din seria asta, după ce înțeleg de pe spate. Așa, despre ce ar fi vorba din sinopsis în cartea asta? Despre un detectiv de poliție care se numește Harry Bosch. Bosch este seria Bosch, adică Harry Bosch. Da, gata, m-am prins. M-am luminat, mulțumesc. Așa, Harry Bosch este un detectiv de poliție care lucrează cu precădere, din ce înțeleg eu, la cazuri din astea abandonate. Dar apare un potențial criminal sau o dublă crimă la o farmacie care cumva îl implică și pe el și de la crima aia un alt condamnat la moarte îl acuză pe Bosch că de fapt i-ar fi înscenat toate probele și că este condamnat pe nedrept și se pare că noua anchetă deschisă susține ceea ce spune acest condamnat și Harry Bosch pur și simplu trebuie să, de la crimele astea trebuie să ajungă să-și demonstreze nevinovăția, că este nevinovat și că nu i-a înscenat toate acele dovezi acelui criminal care este condamnat la moarte, că știți că asta e o chestie foarte serioasă în America, sunt încă state care au condamnarea la moarte activă, dar nu este ușor să ajungi acolo și se fac foarte, foarte multe apeluri până ajunge efectiv la punctul culminant. În fine, și mai are ca subtitlu un adevăr care nu moare, un adevăr care ucide. Foarte interesant. Deci sună foarte interesant. Asta este o carte, un thriller care poate fi citit și standalone. Nu neapărat trebuie să... Bineînțeles că dacă citești seria, bănuiesc că știi cine este Harry Bosch și știi ce a mai făcut el, dar sunt foarte curioasă să văd despre ce este vorba în cartea asta. Mulțumesc mult celor de la RAO pentru aceste două cărți minunate și mai ales pentru toată curiozitatea care s-a stârnit odată cu ele, pentru că, da, e fain, e fain, sunt curioasă. Dacă ați citit cărțile astea sau dacă v-ați întâlnit cu seria asta, spuneți-mi, se pare că Harry Bosch ăsta ar fi unul dintre cei mai tari detectivi din literatură la ora actuală. Așa zic cei de la US Today, nu eu. Deci, da, interesant. Deci sunt foarte, foarte curioasă. După cum vedeți, a ieșit și soarele pe care îl preconizam. O să avem, nu știu dacă auziți pe fundal, în afară de muzica de fundal, nu știu dacă auziți, dar se întâmplă ceva, adică niște găini, niște cocoși, așa că suntem în full mood. Am geamul celălalt deschis și este... Mirosul ăla de primăvară, este primăvară, sunt foarte happy. Nu contează că o să avem 1 grad sau 0 grade noapte, nu mă interesează, e primăvară. Totul merge spre primăvară. Am uitat aseară să-mi pun foliile pe răsaduri. Pentru că nu mi-a intrat încă în reflex treaba asta. Dar diseară trebuie să-mi pun alarmă, un semn ceva că trebuie să rezolv problema. Pentru cine n-a văzut daily vlogul de data trecută, am semănat niște ridic și niște morcov și niște pătrunjel ca să iasă puțin mai devreme decât ar fi normal să iasă dacă le-aș semăna la timpul lor. Și ca să nu cumva să înghețe, am pus o folie deasupra. Partea bună este că n-au răsărit și că de asemenea au un strat gros de mulci deasupra care cred că le-a protejat. Adică ne răsărind n-au riscat să înghețe azi noapte, dar hopefully o să fie bine și astăzi mai avem de semănat niște chestii. Dar o să încep prin a pune pe Mrs., adică iedera, prin a o muta în casa ei definitivă. Poate o și frezăm puțin, o și tundem așa. Și după aceea vedem de ce ne mai ocupă cu hăm. Da, să-mi beau și cafeaua, nu? Înainte de a se răci, zic. Și am cărți noi, yes! Luna asta am zis că poate scap în februarie și nu cumpăr cărți. E, uite că până la ora actuală n-am cumpărat, dar am primit. Asta nu se pune, da? Dacă primesc cărți, nu se pune. Deci, da, am zis că nu mai cumpăr. Sau să mai citesc din ce am, dar... Nu se pune. Dacă primesc, eu le primesc cu tot dragul, le adopt cu tot dragul. Cam așa se prezintă situația pentru moment. Dar, înainte de toate, ce voiam eu să vă arăt? De data trecută, de când am filmat de o săptămână și până acum, ia uitați,
Vedeți, astea erau câteva, cei drept când a venit Iedera, dar nu erau atât de multe. Ia uitați-le. Ceea ce înseamnă că este foarte veselă la mine. Acum, între noi fie vorba, Iedera în multe țări și chiar și în multe zone de la noi din țară este considerat o bălărie ordinară. Oamenii fug de ea, adică sunt iritați de ea pentru că este foarte invazivă. Dacă nu tunzi și n-ai grijă de ea, este foarte invazivă. Acum, ce urmează? Cam ăsta este staging-ul pe care l-am făcut eu pentru ea. La asta m-am gândit, gen niște cărți în aceeași culoare sau în aceeași zonă cromatică cu ghiveciu, care ghiveci, permiteți-mi să-mi spun, că arată mult mai bine decât cel portocaliu aici și se potrivește mult mai bine, plus că este de o dimensiune mult mai mică, nu știu, stați să-l punem în comparație cu cana mea de cafea. Vedeți? Adică e mult mai ok. Ăla, altul era cât toată asta, era cât cărțile de mari. Așa, ca să vă faceți o idee. Bun. Așa. Acum, cu toată părerea de rău, trebuie să o frezăm puțin. Pentru că sunt ok astea, îmi place care din astea, brațele astea așa lungi cu frunze, dar sunt puțin crescute haotic și nu servesc misiunii mele și atunci o vom freza puțin, numai puțin. Și pentru că o vom freza puțin, am zis să facem așa un 360 și am mai pregătit un ghiveci. Nu știu ce Dumnezeu este aici pe perete, ce naiba, e o dură de vopsea, așa. Bun, deci vom înfige un lăstar sau doi sau trei, nu știu, vedem aici în asta și vedem dacă funcționează treaba aia, că este, se prinde foarte ușor. Testăm. Dar trebuie frezată pentru că așa e puțin prea în toate părțile și nu e tocmai ok. Dar o vom freza și o vom face frumoasă și o lăsăm să se stufoșeze în zona asta în primul rând, adică aici la bază să fie mai stufoasă și după aceea să îi dea rămurele, știți? Asta mă interesează pe mine, dar sunt foarte încântată. Sărăcuța avea la rădăcini, că i-am verificat rădăcinile, avea rădăcinile, că am uitat să filmez, da, mă rog, super, super încâlcite, îi ieșiseră din ghiveciul ăla și erau super încâlcite și super, intraseră cumva în apoi, adică au ieșit prin găurile de la ghiveci și după aia s-au întors și au intrat înapoi în ghiveci. Era, v-am zis eu, stat de mult timp acolo, că sigur nimeni n-a vrut-o, că, again, bălărie. Pentru mulți este bălărie. Uite, de exemplu, ăsta e uscat, trebuie tăiat de aici. Și o să o frezăm și o să o facem frumoasă și în câteva săptămâni, o lună, două, o să vedeți că o să arate cu totul altfel. Dar sunt foarte, foarte încântată de fetița mea și aici stă foarte bine, are lumină, are căldură, are tot ce-i trebuie, îi place aici după cum se vede și o să rămână mult, mult timp aici. Cealaltă acolo pe măsuța aia, nu știu dacă o să rămână acolo, dar încercăm, zicem și noi. Așa, trebuie să-i spăl farfuriuța că a căzut niște pământ în ea și în rest, I'm so happy. Arată așa de drăguț. Ziceți voi că nu arată de drăguț. Dacă nu vă plac bălăriile de casă, normal, o să ziceți că nu arată drăguț, dar eu mă fac că nu vă aud. Așa, pare puțin drastică situația. Am frezat-o un pic cam tare, dar asta o să-i facă bine că, în primul rând, o să ajute rădăcinile să se așeze în ghiveci și, în al doilea rând, o să se stufoșeze aici ceea ce vreau. Asta îmi doresc în primul rând și îmi pare rău, trec mașini. Și da, am tăiat un pic mai mult din ea așa, dar ca să-i dăm o formă, să arate și ea bine. Și după aceea o să o tot frezăm. Și după aceea o să o tot frezăm așa în timp, astfel încât să primească și ea o formă frumoasă. Și o parte, nu toți lăstării, i-am pus aici. I-am pus pe toți la grămadă, dacă o fi la un moment dat să trebuiască să-i desfac, nu-i nicio problemă, îi desfacem, dacă nu, îi lăsăm aici. Vedem cum se comportă lucrurile și aici am tăiat și am frezat cât am putut. Acum să vedem ce o să iasă, să vedem ce se prinde din ăștia, că sunt chiar foarte curioasă să văd și eu ce se prinde. În teorie, Iedera este o buruiană care se prinde super ușor, adică n-ar trebui să pună probleme ce am făcut aici. Dar vom vedea. Așa, supa mea este aproape gata și propun să mergem în grădină, pentru că am niște ceapă de la vecina mea, niște ceapă din aia micuță pe care aș putea să o pun în avans. Am ceapă verde în avans, poate mai semănăm alte lucruri și e și cald. Bate puțin vântul, dar e binișor, adică e acceptabil. Și pentru că astăzi tot este ziua întreruperilor generale,
Evident că trebuia să fie întreruptă iarăși, mi-a venit scândura pentru celelalte straturi, straturile alea înălțate pe care v-am zis că vreau să le fac aici, a venit scândura, doar că este foarte, foarte verde, este udă. Cred că acum au fost în pădure și au tăiat pomii și i-au transformat în scândură. Deci în secunda asta, cum am comandat-o, în secunda asta s-au dus și și luat-o. Așa că mini tehnicus de în principiu are treabă, o să aibă treabă. Da, pe săptămâna viitoare să se mai usuce puțin. Efectiv e udă, curge apa din ea. Deci este verde, verde. Vă zic, cred că acum au făcut-o. Că m-am dat comanda dimineață, văd după de scândură și cred că acum au făcut-o, jur. Deci așa arată. Plus pe că nu este șlefuită, nu este rindeluită, ceea ce mă așteptam să fie, pentru că așa era vorba, dar whatever, ne descurcăm. Partea bună este că e aici, o să o aduc aici, o să o las să stea la aer și la soare. De. Așa și pe săptămâna viitoare cred că o să ne apucăm de ea. Că... Ah, și că am fost la Leroy și aveam senzația că, băi, trebuia să mai cumpăr eu ceva. Știam eu că trebuie să mai cumpăr ceva și nu știam ce. E, acum mi-am adus aminte, era vorba de lac pentru astea, ca să le lăcuiesc. Aici totul bine și frumos, suntem veseli, s-a înveselit usturoiul meu. Așa, salata începe să fie din ce în ce mai proeminentă, se aude și o sirenă pentru că de nu doar în oraș avem așa. Și aici este stratul ăsta în care v-am zis că am uitat să pun folia seară și în care voi pune această ceapă care este încolțită. Mă rog, asta de exemplu nu e, asta e puțin, dar nu se vede, dar să vă dau una încolțită ca să vedeți. Asta este, e încolțită și dacă o bagi în pământ o să iasă ceapă verde din ea. Așa, și vreau să facem treaba asta acum, uite, asta de exemplu e încolțită, vreau să fac treaba asta acum ca să am ceapă verde, mai înainte să, că teoretic ceapa începe să se pună abia peste vreo 2 săptămâni, iar eu în 2 săptămâni teoretic am deja ceapă verde, so, o să fie foarte, foarte bine. Hai să vedem pe unde o pun, să mă orientez. Să mă duc pe semne, că mi-am pus niște semne aici, să nu mi-o pun peste morcovi, că ar fi o chestie dacă s-ar putea să nu o pun peste morcovi. Ah, până aici ai morcov. De fapt se și vede. Am suficient spațiu. Hai să vedem, să găsesc ceva de făcut găuri, că pentru asta îmi trebuiesc niște găuri mai sănătoase. Okidoki, little smoky, am pus ceapa acolo. 3 rânduri mi-au intrat de ceapă și dacă vedeți, una dintre ele deja are mustăți. Astea se vor cățăra în sus. De parcă s-ar putea cățăra în jos și o să iasă ceapă verde din ea. Am adus scândurile aici, le-am pus pe ceva ca să stea, să circule aerul pe dedesubtul lor și pe deasupra și printre ele ca să se usuce, măcar așa un pic cât de cât să se mai usuce, pentru că sunt foarte, foarte umede, după cum vă ziceam. Și le-am adus și după ce se vor mai zvânta să le iau. Noroc că știu ce am de făcut, adică noroc că mă pricep și știu ce trebuie să le fac. Știu că cum să le finisez, știu să le dau cu lac, știu să le tai, știu să mi le aranjez, că altfel nu știu ce făceam. Cred că muream dacă eram total incapabilă de viață. De asta îmi refac semnele acolo, pentru că nu mai țin minte exact cum erau. Știu că alea nu mai erau în linie, știu că voiam să fie de 2 metri lungime cutiile astea mai mari. În rest nu mai știu nimic. Dar vedem. Și vreau să vă mai arăt ceva, apropo. Ia uitați-o pe asta, cum e scândura asta. Știți, este o întreagă pledoarie pe care o am despre motivele pentru care nu merg businessurile în România și de ce se plâng patronii din România că nu merg businessurile, și o să aprofundăm când intrăm în casă. Dar țineți în minte imaginea asta aici și ajungem și vă povestesc. Și pentru că deja nu mai pot, sunt atât de sătulă de patronașii din România care se plâng mai ales că nu le merge și că nu, nimic nu merge și că nu funcționează și că viața e grele. Dar ei fac de-astea. Anyway, hai să vedem ce mai facem. Din moment ce planul ăsta s-a dus, pe săptămâna asta s-a dus, hai să vedem de ce ne ocupăm. Așa, stați, o pung asta de aici. Așa, vă bate dezinfectantul ăsta. Și o să mă întrebați la ce folosesc dezinfectantul. Ăsta l-am folosit la
tăiat la pumi, pentru că se trebuie dezinfectată foarfeca de fiecare dată când treci de la un pom la altul. So, la asta. Ia, unde-i Happy? Happy? Unde e Happy? Happy! Happy Luciu! Haide! Hai, mami! Haide! Să joacă cu mine! Hai, puiule! Mergem tai-tai! Hai, pui! Hai, bubulina mea! A venit și Vevelița! A venit și Vevericioșu! Ce faci, Vevericioș? Eu, de ce mi s-a văzut zoom-ul așa? A venit la plimbare cu fetele, pentru că nu le-am mai scos de mult, dacă tot a bătut vântul. Și am zis de data asta să ieșim și mai devreme Happy a alergat aici, un fazan. Era pe aici, prin arătură, nu știu ce căuta fix pe aici, că aici e cam lipsit de apărare. Nu i-a făcut nimic, evident, că ea nu îi alergă ca să-i mănânce sau să le facă ceva, ci o distrează, se joacă, ea zice că se joacă cu ei. Chiar ieri auzisem, ieri sau alaltă, nu mai știu, niște fazan fix la mine în grădină, adică au venit super, super aproape de gard. Erau pe acolo, chițeau. Cred că e perioada de împerechiere, nu știu, că nu mă pricep la faza în mod deosebit, dar cred că e perioada de împerechiere sau ceva, că vin foarte, foarte aproape de casă și aud și sunt mulți. Și da, din fericire s-a oprit vântul și e așa de plăcut, e fix, e fix vremea de primăvară, absolut fabuloasă. Nu știu dacă vedeți, dar am unghiile murdare, pentru că până acum am mai semănat câteva chestii. Îmi zicea cineva recent, ai unghiile pline de pământ, că tot așa lucram cu pământul, de parcă nu s-ar curăța. Dumnezeule mare, câtă isterie! Hai să ne isterizăm, că ne murdărim, de parcă n-am avea apă și săpun, parcă am fi secolul 12, când nu exista apă și săpun. Și nu știam ce e ăla spălatul. Da, se spală, să știți. Și nu mori. Dacă te joci cu pământul și te murdărești, nu mori. Nu, promit. Ce Dumnezeu e în față? Nu știu, că nu văd. Habar n-am, în fine. Da, deci toate bune și frumoase. Și o vreme așa de plăcut. Evident că trebuia să vă tăvăliți pe acolo amândouă, ca dacă nu vă faceți ca niște purcele. Nu vă simțiți bine. Hai să o luăm pe aici. Happy! Happy Luciu! Hai, vulpiță, hai pe aici! Ia, se tăvălește! Ia, uitați cum se tăvălește! Ca un porcușor! Ca un porcușor de grădină să face! Hai, porcușorule! Ce le mai place să se tăvălească pe unde miroase urât! Da, am mai semănat câteva chestii. Și când ajung acasă să le bag înăuntru, să le bag în casă, să le fac loc, că nu mai am loc unde să le pun. Încep să se adune răsadurile și nu mai am loc de ele și trebuie să le fac loc. Cele pe care le-am semănat când? Săptămâna trecută? Dar nu cred că vi le-am arătat. Da, când filmam vlogul, nu știu, la un moment dat m-am oprit și am semănat niște chestii, deja au răsărit, au început să scoată năsucul afară. Ceea ce e bine, este foarte fain, fiindcă înseamnă că e bine, merge bine, doar că evident e de vreme, o să mai stea câteva săptămâni în casă, o să am o seră efectiv în casă, până o să ajung să am o seră per se, o să am seră în casă, asta este, dar da, mă bucur că nu mai bate vântul și chiar vorbeam cu cineva mai devreme care zicea că s-a cam terminat cu iarna, hopefully, adică, din ce m-am uitat și eu pe prognoză, o să fie undeva la minus, la 1, 1 grad, 2 o noaptea, nu mai scade sub 0, ceea ce e bine. Și asta înseamnă că ușor, ușor ne îndreptăm către primăvară. Asta dacă nu a venit vreun îngheț pe la sfârșitul aprilie, când o să am pomii înfloriți, fiindcă nu știu cum să vă zic, dar piersicul meu are deja bobocii plezniți, mugurii plezniți, nu bobocii, mugurii sunt plezniți. Au fost și ei stropiți pomii, trebuie stropiți iară săptămâna viitoare. E și acolo o întreagă distracție și cu ei. Acum în primăvară până încep să intre în vegetație. Întreaga nebunie cu stropitul. Și m-ați mai întrebat de stropirile la meri, în mod special, sau la pomi. Mi-ar plăcea să nu le fac. Mi-aș dori din tot sufletul să nu le fac. Repet, pentru cine n-a fost anul trecut, că am avut și anul trecut același discurs. Dar, din păcate, nu pot. Zona asta la mine este atât de
plină de insecte și de boli. Este atât de prolifică pentru boli și insecte. E ceva de groază, adică sunt oameni, venit oameni care sunt cu asta, s-au ocupat o viață întreagă și mi-au zis că e ceva înfiorător aici în zona asta, pentru că e clima de așa natură. E cald și o zonă propice, adică spre de exemplu la Voinești, unde este zona de mere, acolo nu se fac atâtea boli și nu sunt atâtea insecte pentru că e mai răcoare. Dar da, și de-aia trebuie să făcute stropirile astea, pe care le limită strict la pomi, adică pe legumele mele nu le dau. Și încerc pe legume să nu dau cu nimic chimic. Dar cu pomii nu avem ce face. Adică ei trebuiesc ca să avem ceva. Și mai avem o problemă, am constatat anul trecut, că mai există o problemă cu merii, și anume că mănâncă ciorile merele. În momentul în care încep să se coacă, mi le mănâncă ciorile și trebuie, anul ăsta trebuie să iau niște măsuri care nu vor fi neapărat estetice, ci mai degrabă practice, și o să vedeți niște plase în pomi. Da. Nu-mi place neapărat acest deznodământ, dar trebuie să fim practici dacă vrem să facem ceva. Ce faci, mama? Te dor puțorișele? Nu te dor puțoarele? Bine. Ok. O deranjează la lăbuțe, că suntem prin trifoi și mai sunt țepi așa și o mai deranjează, dar văd că merge, se descurcă. Așa și... am căcat în gură. Da. Deci am intrat în primăvară. Că vorbeam cu mama și e puțin invidioasă că la ea plouă și e frig. În Ardeal plouă și e frig, la mine nu, e foarte ok. Mami, ce e aici? Cred că aici au fost cârtițe sau ceva. Sunt niște găuri prin pământ, așa. Dar sunt făcute de ceva animale, adică nu a venit nimeni să sape. Așa. Și mai am de semănat. De-abia am început, adică, și mai trimite și mama niște semințe. Și mi-am comandat ieri. Stăteam de vorbă cu mama și am găsit un site cu foarte multe semințe din astea interesante, foarte fine, așa, foarte funky, ca să zicem așa. Și i-am comandat și mai mele câteva chestii și mi-am comandat și mie. În timp stăteam și vorbeam cu ea la telefon, eu tot adăugam în coș, așa, și băgam în coș și băgam în coș până am ajuns la vreo 100 și ceva de lei. Am luat semințe de 100 și ceva de lei, bine. Jumătate din comandă este și niște trifoi pentru curte, dar jumătate oricum sunt numai semințe. Deci o să vină un sezon de semănat super lung și super amplu. Dacă se usucă scândurile, le vom avea și unde să le punem, răsadurile. Dacă nu, le mănâncăm așa, pe post de microplante. Și atâta s-a putut. Ce zici, Ulbi? Unde s-a dus zăpăcita alealtă? Zuza. S-au arat pe aici câmpurile și nu mai văd că se blenduiește foarte bine cu peisajul. Se confundă foarte bine cu peisajul. Da. Este foarte, foarte plăcut. Mă gândeam să vină mai târziu la plimbare, dar mai târziu aș vrea să fac altceva. Așa că ne ocupăm de plimbare acum și mai târziu intrăm în casă. Și ca întotdeauna, o reîntâlnire foarte dulce. Ți-a făcut-o, puiule? Se bucură că ne vede, că deja s-a pus jos. Asta e semnul că se bucură, Udi, că ne-am întors. Ăștia jucuri, n-au venit cu cei ăia străini la tine? Am dat de niște căței străini pe câmp și Vulpi s-a speriat tare și te-am întârziat un pic. Dar văd că n-au venit la ea, că altfel era deja acasă, dacă îi simțea. Ce, mama? Ce acolo? Ce, hepiluț? Haide, hai acasă! Hai, ne luăm la întrecere? Așa vezi, bravo, mama, bravo, perfect! Minunat, bravo, puiul meu! Exact, e tot ce-mi doream de la tine, îți dai seama. Și acum să intri în casă, să o crezi tu că mai intri în casă. Până nu te scuturi și până nu te speli. Haideți, ne luăm la întrecere? Hai, mățelor, hai, mama! Hai că te întrece Happy! Ajunge înaintea ta acasă! V-am zis că ele două se întrec. Când ne întoarcem acasă, ele două se întrec. Care ajunge prima. Și de obicei se păcălesc una pe cealaltă.
se fac că rămân în urmă, că nu știu ce, și când e una neatentă, ai l-altă, aia înainte. Acum Happy profită de ocazie și pe aia înainte, dar tare mie că până ajungem în grădină o să stea altfel. Situația clasamentului. Vulpi n-are treabă, ea s-a dus pe drumul ei, a luat-o înainte. Hai, Udiță! Hai, că a rămas ultima! Hai, Udilă! Hai, Udilă! Haide! Hai, mama, hai, hai, că și tu, acum te-ai tăvălit că te confunzi cu peisajul. Haide! Bună dimineața! Deși este o dimineață foarte întunecată, e dimineață. Am făcut așa un fast forward două zile în care n-am făcut nimic. Adică în weekend n-am făcut absolutamente nada. Sâmbătă și duminică am stat două zile și am citit și m-am uitat la clipuri și chestii de genul ăsta și nu am făcut nimicuța. A fost și frig, cei drept, ieri cel puțin a fost foarte frig și nu mi-am de făcut nimic. Dar pur și simplu nu m-am simțit rău, nu am așa, dar n-am avut chef să fac nimic. Că treabă este, slavă cerului, pe toate planurile am o grămadă de treabă dacă e. Adică, și știți cum e, busy is blessing, cum zic eu tot timpul, dar nu am avut chef să fac nimic. Ceea ce înseamnă că vom recupera săptămâna asta, dacă, mai ales pe afară, dacă ne permite timpul. Dacă nu mai e, ghinion dă-nă șansă, ce să facem. Da. Dar am avut chef să stau. Am stat și m-am apucat de winetul. Pentru cine a văzut clipul ăla cu challenge-ul. Mamă, dar cum stă prosoposă. Pentru cine a văzut clipul ăla cu challenge-ul, m-am apucat în sfârșit de winetul pentru că voiam să citesc ceva, vroiam inițial ceva lejer și până la urmă zic, hai mă, totuși că trece februarie și eu nu m-am apucat de challenge-ul meu pe care l-am anunțat cu surle și trebuie să face, trece și... Și m-am apucat de winner și am rămas blocată, cel puțin în primul volum, am rămas blocată în primul volum, mai am și mai am jumătate din al doilea și pe al treilea. Așa că o să mai dureze, nu știu dacă o să mă mai încumet la alte lecturi luna asta. Dar da, am făcut duș acum. Fost la vecină mea, bineînțeles, am semnat conica la vecină mea de dimineață și acum am zis să mă machiez un pic, că poate astăzi e rost de niște content, deși nu e lumină, este o zi foarte întunecată, este o zi foarte posomărâtă, zi destul de urățică, dar tot a primăvară miroase, adică nu mă supăr. Ieri a fost mai frig, dimineața a căzut bruma. Mi-am adus aminte să pun folia pe strat acolo, ceea ce e bine. Așa că suntem bine, dar a fost urât și am stat toată ziua acasă. Că de-aia am și stat toată ziua acasă, pentru că nu mi-a ars să fac altceva. Și apropo de asta, mă uitam pe TikTok la clipuri cu grădinărit și... mare parte din clipurile la care mă uit eu sunt de la englezi, dar și de la americani. Și mă fascinează chestia asta cum unii oameni complică lucrurile mai mult decât este necesar. Încep și îți povestesc că fă așa, că fă așa. Nu, de fapt e mai simplu decât pare treaba asta cu grădinăritul, pentru că dacă n-ar fi așa de simplu, n-am fi trăit mii de ani din treaba asta. Evident că sunt niște lucruri, niște skepsisuri pe care trebuie să le prinzi și le deprinzi în timp, dar ca și în skincare, că făceam o paralelă cu skincare-ul între grădinării și skincare, nu este o rețetă X. Pentru că, deși unor așa li se pare, nu există o rețetă. Aia e rețeta și cu atâta funcționezi. De exemplu, mama anul trecut îmi spunea multe chestii, nu face aia, nu face aia, nu face aia, sau fă așa și nu știu ce, și bineînțeles că mergi, zici că mergi pe experiența lor.
și la finalul zilei se întâmplă să nu iasă cum... Deși lor le-au ieșit, adică e formula pe care ei au folosit-o și lor le-au ieșit și vecinul meu la fel. A, și la ăștia bătrânii, apropo de grădinăritul de la noi, am mai observat o chestie, că ăstora de la noi, ăstora în vârstă, parcă le provoacă așa un pic de ciudă sau nu știu, să, când te văd că te apuci și tu și vor să suferi și tu și îți dau informația, dar nu ți dau toată informația completă, știți? Adică nu îți spun toate lucrurile, îți dau așa un sfert de informație și te duci și faci pe chestia aia și după aia zic, a, păi da, stai că mai trebuia să faci nu știu ce, păi de ce nu mi-ai zis atunci? Deci mi s-a întâmplat treaba asta cu vecina mea, cred că câțiva ani la rând. Așa, și de aia, în general, nici nu mă mai duc să-i cer sfaturi. Dar ca idee, că pornisem de la treaba asta cu TikTok-ul, foarte faine clipulețele și o să încerc să fac și eu mai multe, mai ales că am și contul de Instagram, dacă nu știți, am și contul de Instagram pentru Casă și Grădină și voi posta mai mult acolo content despre grădină, despre casă, despre tot ce vreau să fac, ca să nu încarc foarte mult feed-ul celălalt. Nu că aș fi postat în ultima vreme pe feed-ul celălalt, că n-am mai avut inspirație, dar o să mă redresez și acolo. Și, da, mă uitam că unii se complică, unii prezintă lucrurile de parcă ar fi, nu știu, o știință din asta abstractă, de parcă ar fi fizică nucleară sau altceva și... În realitate nu e așa de greu, adică e o chestie pe care oricine poate să o înceapă, evident că sunt anumite lucruri pe care va trebui să le înveți, dar asta e partea frumoasă la natură, că natura te lasă să înveți. Și auzisem printre clipurile alea un discurs despre omorâtul plantelor, că sunt și printre voi sunt unii în care le groază de omorât plantele. E, natura chiar te lasă, adică în cazul ăsta, în cazul plantelor, natura chiar te lasă să omori plante, să faci experimente pe ele, să le... nu se supără nimeni că ai omorât niște fire de fasole sau că ai făcut nu știu ce sau că n-ai făcut altceva și așa mai departe. Adică în cazul ăsta chiar nu e rău, nu e tragic, nu e trist, din contră, e de bine când se întâmplă. Și... Dacă vă bate gândul. Da. Oricum, eu sunt destul de plictisită pentru că, cred că și de aia mi-a fost lene, pentru că îmi propusesem ca weekendul ăsta să fac straturile, cel puțin să le asamblez, să tai scândurile la dimensiuni și să le asamblez, că după aia trebuiau date cu lac. Și nu pot, pentru că dacă v-am zis, în starea în care a venit scândura, n-am cum. În starea, na, trebuie să las câteva, cel puțin 2 săptămâni. E drept că nici nu aveam ce să plantez, dar acum în ele. Dar mi-ar fi plăcut să le am pregătite mai din timp. Și uite, asta era o chestie despre care am zis că vorbesc. Atunci, seara, m-am apucat, am mai lucrat ceva și după aia m-am culcat. Mi-am făcut o baie și m-am culcat, n-am mai stat să filmez pentru vlog. Asta era o altă chestie despre care ziceam că vorbesc cu voi. Și anume, treaba asta cu customer service. Am auzit pe cineva la noi vorbind despre treaba asta, dar nu mai știu pe cine, să vă zic exact cine. Care spunea treaba asta, că cea mai mare problemă a României nu este lipsa forței de muncă sau lipsa de pregătire, ci este customer service-ul. Și așa este. Noi, în ceea ce privește customer service-ul, suntem la pământ. Noi nu știm ce e la customer service, în primul rând. Mă uit că absolut, nu știu, mie nu mi s-a întâmplat în ultimii 5 ani să mă duc undeva, să plătesc pentru un serviciu și să fiu 100% mulțumită. Să zic, bă, parcă totuși, sau să mă dea pe spate. Și apropo de asta, ca paranteză, este în America, este în dezbatere cu privire la bacșiș, dacă mai acordăm sau nu bacșiș. Și eu am intrat în tabăra, deși până acum eram în tabăra, dăm bacșiș, oricui, în orice condiții, eu sunt acum în tabăra, am trecut de tabăra cealaltă, nu mai dăm bacșiș la nimeni, decât pentru servicii excepționale. Deci în momentul în care voi primi un serviciu excepțional, atunci cred că cineva merită bacșiș sau tips, dacă nu vă place cuvântul turcesc.
Da? Pentru că serviciile, cel puțin în România, sunt deplorabile în orice privință. Deci am ajuns în punctul în care trebuie să ne rugăm de oameni să-și facă treaba. Și da, înțeleg că o parte din problemă sunt salariile mici și că oamenii sunt obosiți, suprasaturați, sunt enervați, sunt angoasați, sunt supraîncărcați cu ce au de făcut. Dar în egală măsură cred că totuși trebuie să ne facem treaba. Și aici pleacă cu precădere de la manageri. Nu știu dacă ați văzut, dacă vi s-a întâmplat, dar mie mi s-a întâmplat efectiv și la KFC sau când am mai fost prin fast-food-uri din asta, efectiv să-mi arunce tava așa în față. Deci mai aveam un pic să-mi dea cu ea peste ochi. Știți? Asta pentru că ne lipsește customer service-ul. Și la fel cu scândurile astea. Am sunat, mi-a vorbit tipa aia la telefon, de ziceai că are prune în gură, ziceai că o forțe, ziceai că nu era treaba ei să vorbească cu mine. Mi-a luat comandă, hai bine, vă aduce. De parcă îmi făcea o favoare, parcă nu plăteam pentru serviciul ăsta. Și după aceea vine și mi-aduce scândura. Unu, că este umedă și în al doilea mi-a adus o scândură defectă pe care n-am văzut-o. Că nenea care a venit și mi-a adus-o a ascuns-o și când a pus-o, pe lângă faptul că mi-a lăsat scândura în drum, ca să nu vă mai zic, de jumătate era în stradă, efectiv pe carosabil, așa a trebuit să o duc eu în curte. Ascuns scândura aia defectă și n-am văzut-o la timp, când am văzut-o acolo și cu cine să mă cert? Pe lângă faptul că era din ăla 2x2 și era din rasa ălora cu foarte mult tupeu care au tendința să-ți dea una peste ochi, deși tu îi plătești, dacă comentezi, că era genul ăla, tipologia aia de om. Că m-ați întrebat și voi cum te descurci pe aici cu lucrătorii și poate o să intrăm altă dată în subiectul ăsta pentru că e un subiect absolut înfiorător. Dar încă situația asta n-am avut ce să comentez pentru că n-aveam pe nimeni pe lângă mine. Deci era atât, așa mă uitam la el și era 2x2, vă jur. Și avea atitudinea aia de haideți doamnă că v-am adus. De parcă n-a zis doamnă, haideți că v-am adus astea. Și asta pleacă de la patroni. Unu, odată, pentru că își plătesc prost angajații. Doi, pentru că își tratează prost angajații. Trei, pentru că patronii ei nu au chestiile elementare legate de customer service și atunci nu le pot transmite mai departe angajaților. Și mai sunt motive, dar astea ar fi motivele principale. După care îi vedeți pe toți patronașii sau mari afaceriști din România, vai că în România nu merg afacerile, vai că piața muncii din România e atât de slab pregătită. Dar de ce nu o pregătești tu? De ce nu o formezi tu? De ce nu iei un om de la zero, total prost, cum am dus și eu la joburi? Deci eu m-am dus la zeci de interviuri și le spuneam, bă, nu am treabă cu domeniul, dar hai, învață-mă. Ok, sunt dispusă câteva luni să mă plătești mai puțin, dar învață-mă. Nu, că nouă ne trebuie un om cu experiență. Și ce? Omul cu experiență tot are nevoie de o perioadă de adaptare. Dacă îl iei și din același domeniu, dacă îl iei și îl muți într-o altă companie, pe același profil, același post, aceeași chestie, tot are nevoie de câteva luni de adaptare. E tot acolo ajungi. Nu. Știți, nouă ne trebuie oameni cu experiență și după aia nu ne mai interesează ce fac ca patron. Vorbesc de patroni. Că m-am uitat la patronași, da? Nu vorbim de corporații, nu vorbim de firmele mari și așa mai departe, firmele a căror patroni iarăși poate au educație, nu vorbim, că de aia, iarăși totul se rezumă la educație, vedeți cum e tot un cerc așa, totul se rezumă la educație, pentru că dacă patronul are educație, știe ce să facă, știe pe cine să angajeze, știe cum să se comporte cu angajații lui, în mare parte, bineînțeles că și acolo vor fi probleme, dar dacă patronul nu are educație și este unul de ăsta care, prin zona asta sunt majoritatea patronilor și uite că iese și soarele, este unul de ăsta care a făcut și el o afacere pe combinații, cum se poartă în România, bă, e pulbere. Deci este pulbere și 90% din piața patronilor, patronașilor din România sunt ăștia cu... Mergem cu pe combinații. Am încercat să am discuția asta și la job și cu oamenii și pe oamenii pe care eu îi trăinuiam, tocmai cu
grijă față de client și cu ideea asta că da, nu-ți convine dacă clientul e stăpânul tău și trebuie să te comporți într-un anumit fel și până la urmă, depinde și de tine a clientul să nu fie o jigodie, pentru că mulți clienți sunt jigodii pentru că s-au săturat să primească servicii de proastă calitate, efectiv. Bine, sunt și aia care sunt jigodii într-adevăr, că sunt ei, așa sunt ei, așa s-au născut și asta e partea 15-a, dar noi, pe partea de customer service, suntem pulbere. Te duci în magazin să uită ăla după tine, să vadă să nu furi, ce să furi testere expirate de la Sephora, pe bune. Știți? În loc să vină, iarăși, o chestie pe care nu suport în magazinele de cosmetice, că de-aia mă duc din ce în ce mai rar în magazinele. Băi, în ultimii ani n-am intrat odată în magazinul de cosmetice, că știți, mă duc în general când e gol. Așa, n-am intrat într-un magazin, ca să nu zic unul anume, o să nu zic un brand anume. N-am intrat odată într-un magazin de cosmetice să nu le aud pe vânzătoare vorbind de problemele lor personale. Bă, ce e asta? De când am început să ne împărtășim în văzul lumii, așa, toate problemele? Ce e chestia asta? De ce trebuie să aflu eu că nu te-a plătit șeful, că nu ți-a contat nu știu ce ore, că tu ai nu știu ce facturi, că copilul tău a făcut nu știu ce? De ce trebuie să aud eu chestiile astea? Astea țin tot de customer service. Când a intrat clientul într-un magazin, taci! Vorbește de produse, de aranjat, de nu știu, altceva, dar nu vorbi de problemele tale personale. Nu ne interesează, nu trebuie să știe clientul problemele tale personale. Știți? Adică și mi s-a întâmplat de multe ori, cel puțin la cosmetice, să intru, să am nevoie de ceva și să ele să stea de vorbă și să nu mă bage în seamă. Trebuiască să mă duc eu să le trag de mânecă. Hei, mă ajut și pe mine! Bine, că există și reversul într-adevăr și cu alea care stau după tine și va ajunge cu ceva la fiecare două secunde, nici așa. Deci, tot de customer service ține și asta. Înțeleg, again, înțeleg perspectiva omului că este educat, da? Inclusiv perspectiva aia de omenie, de umanitate, de bunătate, de om, nu știu, dacă eu țin minte că îmi povestea bunica mea. Bunica mea a fost dulgher și a făcut case la ultima parte a vieții lui. Până a îmbătrânit, a făcut case. Și dacă îl plătea omul mai puțin pentru o casă decât lua el în mod normal când se înțelegeau și dădea, spunea, bă, nu am bani. Eu știu că tu lucrezi pe banii ăștia, pe suma asta. Eu, că, na, erau în satele alea de acolo, din Ardeal, se cunoșteau între ei, știau care-s prețurile și așa. Eu știu că lucrezi pe banii ăștia. Nu am bani să-ți dau. Nu am atâta să-ți dau. Uite, ăștia-s banii pe care i-am eu. Și bunicul meu se ducea la el și făcea casa și nu i-o făcea mai prost doar pentru că îi dădea mai puțin bani, tot la fel o făcea. Și sunt în prezent case, la ora actuală, sunt case făcute de bunicul meu care rezistă mai bine decât astea de în ziua de azi. Am fost și acum când am fost la mama, țin minte că eram cu bunica mea, că mai mergeam pe undeva cu bunica mea, îmi spunea tot timpul, uite, aia e casă făcută de bunică, tu ăla e de moșii tu, că noi îi ziceam moșul. Și aia e casă făcută de moșii tu, aia e casă făcută de moșii tu, aia e casă făcută de moșii tu. Și mai sunt și acum și sunt multe care rezistă mai bine. Și omul nu să uită, a, păi da, știi, dacă nu ai bani, ți-o fac mai prost. Știi, îți muncesc mai prost. Nu exista chestia asta și mult timp după aceea. Bă, care-i minimul pe care poți să-l faci pentru banii aia? Ok, în minimul pe care poți să-l faci pentru un salariu, intră să fii și civilizat, să te comporți frumos și să vorbești frumos. Asta, deci, de fapt, nici nu trebuie să țină de salariu, nu trebuie să țină de bun, trebuie să țină de educația primară pe care o ai tu de acasă, de bun simț. Again, totul se rezumă la educație, iar ne întoarcem la educație. Știu, dar este foarte frustrant și mai ales în zona asta la țară, când toată lumea are atâta tupeu și atâta nesimțire și toată lumea, cum te vede că ești mai mic, mai prăpădit, mai așa, mai ales femeie, cum gata te umoară, dar ar fi în stare să-ți dea în cap, efectiv, știți, să-ți ia bani, să-ți dea în cap și să nu, unde mi-e crema de mâini, așa, că vreau crema de mâini, ah, e aici. Așa, ar fi în stare efectiv să-ți dea în cap. Ca și ăsta. Dar v-am adus astea. Efectiv, le-a luat și le-a trântit lângă mașină. I-am zis, nu le dai și tu mai încolo și s-a făcut că nu mă aude. Și mi-a lăsat jumate, deci că scândurile sunt de 4 metri, jumătate din scânduri era un drum. Pe asfalt. L-a lăsat acolo.
Și se apucă-te și ceartă-te cu unul de ăsta, că, ca să înțeleagă că, iarăși, problema de educație la oamenii de genul ăsta este că ei nu înțeleg dacă le vorbesc așa. Știți cum vă vorbesc vouă? Ei nu înțeleg. Nu, trebuie să încep să înjur, să mă bălăcăresc, să pun efectiv poalele în cap și să mă comport ca la ușa cortului, cum se zice. Știți că vă zic ala aia. Să mă comport așa, dacă se poate. Ca să înțeleagă. Că ei nu au limbajul ăla, înțeleg. Că dacă nu încep și zici și înjuri, el nu pricepe. Dacă nu scoți o jurătură în propoziția aia, nu înțelege. Asta e nenorocirea. Asta e partea proastă. Știți? Și de-aia murim și de-aia nu ne e bine. Pe de-o parte, da, într-adevăr, problema banilor este acută și o înțeleg, credeți-mă că nimeni nu o înțelege mai bine. Înțeleg. Dar asta nu scuză nesimțirea și lipsa de omenie și de respect și de bun simț. Știți? Și pleacă de la patron, pentru că, de exemplu, patronul sau șeful ăstuia, cine ar fi fost, ar fi trebuit să zică, bă, nu pui scândura aia. Nu, patronul sau șeful lui, cine a pus scândura în mașină, ce a zis? Ia mă, bag-o și asta ca să scăpăm, ca să nu mai avem din astea stricate, știți? Să nu mai dăm înapoi scânduri. Nu, ia-o, bag-o și pe asta. Hai, cu fraierim pe proastă. Știți? Ok, nu e tragedia așa mare, că mi-am comandat un pic mai mult decât îmi trebuiau scânduri, dar totuși, nu e normal să se întâmple treaba. Astea nu sunt normale, noi suntem obișnuiți că venim dintr-o țară săracă, venim din comunism, ne-am fost, părinții și bunicii noștri au fost învățați cu să primească ce li se dădea. Bun, rău, bă, ia aia, știi? Nu contau că erau portocalele mucegăite. Ia aia, că și așa nu mai prins portocale, ia ale pale, așa cum or fi, le cură, stai și tu pe lângă, știți? Și ni se pare normal. Dar nu e normal. Nu e normal. Tot așa vorbeam cu o prietenă, s-a dus la un restaurant din ăsta foarte hăipuit pe internet. Și și-am întrebat-o că toată lumea se plângea de restaurantul ăla și știți care, nu mai zic. Așa. Și a zis, a întrebat-o, zic, bă, uite, care e vibe-ul pe internet despre nenorocirea asta, zic, tu cum a fost? A, păi eu am avut noroc, am prins o masă bună într-un colț și n-a fost atâta trafic. După care, a, noi am avut noroc și ne-a venit comanda repede. După aia mai zice, nu știu ce, tot îmi povestea și am avut noroc că a fost ok, că nu știu. Băi, când plătești nu trebuie să ai noroc. Ne înțelegem? Deci când plătești, nu trebuie să ai noroc. Când ai banii tăi pe un serviciu, nu mai trebuie să ai noroc să prinzi masă bună, nu mai trebuie să ai noroc să vină chelnerul la timp, nu mai trebuie să ai noroc să fie mâncarea bună. Nu! Mâncarea trebuie să fie conform banilor pe care îi plătești, tratamentul trebuie să fie conform banilor pe care îi plătești și așa mai departe. Deci nu mai trebuie să ai noroc, nu mai intră noroc. Norocul este când îți vine de-a gata ceva, îți pică din cer, când ți se întâmplă din întâmplare și așa mai departe. Știți? Atunci ai cu noroc. Când dau banii, eu nu trebuie să am noroc să-mi vină scândura bună. Când îți plătesc un serviciu, când mă duc la spital, nu trebuie să am noroc să mă bage un doctor în seamă. Nu, 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 că plătesc. Și chiar dacă aveți asigurare sau nu știu ce, tot plătiți. Da? Deci nu trebuie să avem noroc să nu ne îmbolnăvim din spitale. Nu trebuie să avem noroc să nu ne îmbolnăvim când mergem la un restaurant sau să mâncăm ceva. Sau să avem noroc să se poarte frumos cu noi. Că de-aia vă zic, nu mai sunt de acord cu tipsurile și de-aia încep să detest foarte tare ideea asta de a da tipsuri. Nu mai dau, de acum acolo eu nu mai dau, efectiv nu mai dau. Decât pentru servicii excepționale. Bă, dacă omul ăla s-a comportat cu mine excepțional, dacă omul ăla s-a comportat cu mine frumos, a fost totul impecabil, atunci da, cu tot dragul din lume. Deci sunt pro. Dar în momentul în care tu faci minimul din ce presupune jobul tău și sunt și mai am și noroc să nu. Pentru că gândiți-vă, voi când vă duceți la restul care nu aveți joburi din astea care presupun tipsuri, voi trebuie să vă duceți la muncă sau vă faceți munca și sunteți plătiți. Nu vă dă nimeni în plus nimic pentru salariile voastre pe lângă salariile voastre doar pentru că sunteți voi drăguți. Da? Cei mai mulți nu primesc nici măcar un bonus o dată pe an. Așa că nu. Și chiar sunt curioasă să-mi ziceți și voi dacă sunteți pro sau contra tipsuri. Dacă vi se pare normal să lăsați tipsuri sau nu. Eu știu că pentru
cei care primeau tipsurile alea, de cele mai multe ori, era un aport în plus și erau bine și veneau niște bani în plus și era pe lângă salariu. Eu înțeleg asta, dar nu e problema mea că salariile mici, că tu ai un salariu mic, că ai un patron nenorocit. N-am ce să fac. N-am cum să... Altfel nu am cum să controlez treaba asta. N-am cum să controlez. Pentru că, iarăși, e un cerc vicios. Dacă eu ție îți dau tips, tu stai pe un salariu de 2 lei cu un patron nenorocit, patronul ăla o să creadă că e bine, că îi merge afacerea și atunci te ține și pe tine pe un salariu prost și continuă să facă chestiile astea. Așa că de undeva trebuie tăiat cercul ăsta. Ah, mă duc să mă suc părul și să văd ce Dumnezeu am în ochi. Așa. Și chiar spuneți-mi ce părere aveți de subiectul ăsta și cum vi se pare. Este ora 2 fără un sfert și dacă eu nu luam această mâță de pe fotoliu ei și nu o aduceam afară, ea nici acum nu realiza că afară e soare cald și frumos. Dar se bucură că am adus-o afară. Ce ai de spus în apărarea ta, mâță? Mâță, ce ai de spus în apărarea ta? Că dormi și nu știi că afară e frumos și bine și cald și că e vară deja. Nu e primăvară, e vară aproape. Ce ai de spus? Aloha, salutare, ce faceți, dragilor? Da, astăzi n-am făcut aproape nimic și ideea este că acum sunt iarăși în aceeași dilemă. Dilema numărul 1, unde Dumnezeu punem căpșunii? Pentru că încă nu le-am găsit loc căpșunilor. Deci de azi de dimineață mă tot învârt pe aici. N-am făcut aproape nimic, în afară de niște chifle și o pastă de unt cu usturoi verde de aici, din stratul ăsta în care stau eu. Și în rest nu am făcut nimic. Și acum am însemnat iarăși pe aici și vă arăt imediat unde vor veni straturile. Și încercam să găsesc o soluție unde punem căpșunii. Dar încă n-am găsit soluția. Încă soluția este... Ia să vă arăt. Bun. Vom ignora tot ce este în partea asta și ne vom concentra pe partea asta. Am refăcut semnele unde vor veni straturile și știu că par foarte mici. Nu știu, cred că pe cameră par un pic mai normale, dar în realitate par foarte mici, deși sunt mari. O să vedeți voi că sunt foarte mari. Și am... trasat, am pus semnele ca să văd. Inițial mă gândeam să fac, să mut stratul ăsta aici, între cele patru straturi, să vin așa, într-o formă geometrică. Doar că mi se pare că vor fi foarte, foarte îngrămădite. Foarte... În momentul în care astea vor fi înălțate, vor fi plante aici, vor fi tot felul de lucruri, vor fi foarte îngrămădite. Și nu vreau, pentru că e atâta spațiu, nu are sens să mă îngrămădesc în mijloc, așa, știți? Să fac așa un cerculeț, fiind atâta spațiu. Și de-aia mă gândesc de atâta timp unde Dumnezeu pun căpșunii, pentru că, unu, n-aș mai vrea să-i mut și la anul, să am în fiecare an aceeași problemă, aceeași dilemă cu unde punem căpșunii, că deja devine ridicol. Și în al doilea rând, vreau să arate bine. Și pe lângă asta trebuie să-i pun undeva unde să nu fie nici foarte mult soare, ceea ce cu siguranță aici ar fi, dar nici să fie la umbra merilor, fiindcă mai era în partea asta, că aici erau ei, aici deja se veneau merii. Mă mai gândeam la varianta, stai să vă arăt, să mut ăla aici în față, în fața ăstora, pentru că astea sunt, fiind mai micuțe, sunt mai distanțate una de cealaltă. Mă gândeam și la opțiunea asta și cred că o să mut ramaia de acolo, o să o mut aici, să vedem cum se vede, poate se vede bine, fiindcă aici încă nu ajunge umbra în zona asta, cam pe aici, știți? Ah, și apropo de grădină și de lucruri faine și interesante, s-a mai întâmplat ceva. Vă aduceți aminte că, cred că în vlogul trecut sau acum două vloguri, am pus ridichii? Ia uitați-le, uitați-le ce drăgălase sunt, au răsărit ridichiuțele, bineînțeles morcovul încă nu, pătrunjelul nici atât, ceapa aia avea înfiptă acolo, așa că nu vorbim despre alea, dar aici tot e bine. Folia asta este folia care merge noaptea peste ridichii ca să le protejeze. Ridichi. Nu pot să-mi scot forma asta iure din minte. Dar da.
Acolo o să vină întins pământul ăla, că încă nu este bine întins. O să vină nivelat și mai bine. Și aici vor mai veni încă două straturi. Unul pe partea asta și unul pe partea asta. Și acolo o să vină o surpriză. Dar bineînțeles, după ce toată tencuiala aia o să fie și acoperită cu pământ. Și aici v-am zis că am luat niște sămânță de trifoi. Și semănăm pe aici ca să fie totul verde și frumos. Aici au fost anul trecut, ca să vă faceți o idee, pentru cine nu știe, straturile. Deci, da, scândurile mele, scândurile pe care le-am luat pentru straturi sunt aici. Le-am pus aici să se usuce, sunt în continuare la bronzat. Hello, vulpi! Încă stau la bronzat, pentru că încă sunt foarte umede și le mai las câteva zile măcar ca să se usuce bine, fiindcă trebuie să se usuce înainte de a le da cu lac. Dar hai să vedem ce facem cu asta. Hai să încercăm și pe mijloc acolo și vedem cum arată și... Da, nu, ceva de genul ăsta. Nu știu dacă vă prindeți, dacă vi se pare diferit cu mult. It's better, but we are not quite there. Totuși mă gândesc că aici ar fi mai interesant, pentru că acolo în centru, dacă ar fi să pun ceva, m-aș gândi să pun o fântână din aia, un bird feeder din ăla sau o fântânică din aia pentru păsări, deși e riscant cu criminala mea de păsări, dar aici în centru, adică la intersecția dintre astea patru straturi, mă gândesc că ar fi fain să am așa ori o fântânică, oriceva, știți? Și... Da. Asta nu știu cum s-ar vedea. Cred că aș putea totuși să pun un pic mai în față. Asta. Parcă ar merge un pic mai în față totuși. I don't know. Dacă nu, îl mut și la anul. Asta este. Dar aș fi vrut să surim și peste etapa asta la anul. Că mai am, după cum se vede, gardul de, în zona aia de curățat și... toate cele, da, să ajungem acolo. Să terminăm cu etapa asta. Da. I don't know. Ladies and gentlemen, I think we have a winner. Și anume aici. Nu știu cum să vă arăt, cum să vă filmez. Scuzați zgomotele de fundal, dar înțelegeți voi. Așa, cred că aici e cel mai bine. Acolo unde e iarba mai verde a fost scândura pusă și de desubt a crescut mai repede că s-a adunat umezeală. Da, în fine. Cred că aici îl lăsăm. Nu mă încurcă. Nu mă încurcă nici când am nevoie să o iau pe aici. Am loc să trec și cu mașina de tuns. Dacă am nevoie să trec cu roaba pentru straturi sau ceva, am suficient spațiu. Nu. Nu mă incomodează, este destul de departe de mărul ăla, deși nu pare, este destul de departe de măr ca să nu țină umbră. Deci, cred că este bine. Cred că asta e zona perfectă pentru ei. Îmi e la îndemână să-i ud. Deocamdată, cel puțin anul ăsta, este zona perfectă. La anul, dacă evoluează lucrurile în direcția în care vreau eu, pe lângă straturile astea și... V-am zis, elementul surpriză care va să vină fix unde este corcodușul ăla pe mijloc, acolo, în zona aia. Dacă lucrurile evoluează cum îmi doresc eu și vine elementul surpriză, decidem atunci ce facem. Până atunci, this is it. Ok, o să mă apuc să curăț povestea asta, pentru că am luat-o din partea aia. O să o curăț de pământ bine și o să dăm cu lac, să o lăsăm să se usuce. Și o dăm cu lac ca să o protejăm, pentru că uite ce bine a fost că am dat anul trecut cu lac, nu s-a deteriorat scândura foarte tare, prin urmare, da, și eu nu mi-am luat șosete, adică mi le-am dat jos, mi-am dat jos șosetele, fiindcă este foarte cald, este super, super cald, stați că m-am uitat la ceva și de-aia m-am oprit așa brusc. Așa. Astea sunt curățate, sunt relativ uscate, cel puțin pe partea asta. Și voiam să vă arăt că ăsta e lacul pe care l-am ales de data asta. Și da, îl filmez mai mult ca să țin minte eu, pentru mine, să am unde să mă uit ca referință data viitoare când voi merge să mai cumpăr lac. Și hai să îi dăm un strat de lac până
Mi se încarcă bateria la șurubelnița electrică, că nu am reușit să scot toate șuruburile de aici, de pe marginile astea, dar până atunci am fac de lucru. Hello, ladies and gentlemen! Pot să fiu mai împăunată de atât? Deci, efectiv, zici că nu sunt eu. Șapcă, mov, cu roșu, cu hoodie. What the heck? Da. Bine că vine primăvara. Am și eu ăsta în murdar, că m-am tăvălit pe aici prin curte, mă rog, pe aici, prin curte. După cum vedeți, am ieșit cu mâțele la plimbare, fiindcă nu le-am mai scos de când am filmat, cred că ultima dată, da. Atunci, asta a fost acum câteva zile și am dat alea cu lac, am dat și cutiile, straturile astea care sunt deja existente. Scândura pentru noile straturi nu o voi da acum, pentru că așa cum am zis deja, cred că în vlogul ăsta de 10 ori, este foarte, foarte verde. So, le-am dat doar pe alea. Le lasă să se usuce până mâine. Mâine le mai dăm un strat ca să fie totul bine, pentru că chiar a ținut foarte bine. M-am uitat și când am schimbat straturile, uitați și acum la astea mici unde au fost căpșunii și în condițiile în care le dau foarte mult din asta, foarte multă apă și stau cu furtunul pe ele, chiar au rezistat foarte bine. Nici urmă de putregai, că sunt ele, na, nu sunt scânduri în formă perfectă, asta e partea 15-a, dar au rezistat foarte, foarte bine. Deci, a fost bine că am făcut așa. Și asta e bine că, na, le-am pentru mai mult timp, fiindcă asta e partea proastă la genul ăsta de straturi înălțate, că putrezesc, dacă nu le dai cu ceva să le protejezi și după aceea trebuie să le faci din nou. Alea de metal, că am găsit pe net și din alea de metal, cum sunt la americani, nu prea mă încântă, nu mi se pare că sunt tocmai estetice și nu dau, nu se încadrează în estetica pe care o vreau eu pentru curte, că aș vrea ceva să fie foarte natural, foarte nu-mi place cuvântul, dar organic, în sensul că de acolo, știți, adică să nu îmi bată în ochi metale, să nu am chestii din astea foarte dubioase care parcă n-ar fi de acolo. Și lemnul este cea mai bună soluție pentru mine, la nivel de estetic vorbim. Așa, și da, e bine că rezistă, e bine că mamie s-a confirmat treaba asta, că totuși, cu un pic de atenție, măcar o dată pe an, rezistă. Hai, fetele, happy! Nu, mama, nu mergem încolo. Nu mai am chef să merg și încolo. Și, da, deci am dat alea cu lac, toate bune și frumoase, mâine le mai dau o dată cu lac, ca să fie totul bine și frumos, să știu eu că sunt bine protejate. Voi asambla probabil ăla pentru căpșuni și voi pune căpșunii, pentru că ăsta e mai mic și nu necesită atât de efort. Și restul rămân probabil pe final de săptămâna viitoare, nu știu, celălalt peste 2 săptămâni. E bine că totuși l-am luat din timp, măcar atât am avut flerul de a le lua din timp ca să le las să se usuce și să am timp. Că dacă le-aș fi luat mai târziu, când trebuia deja să plante, să pun semințe, să pun toate cele, era o problemuță, așa. Și da, parcă nu-mi vine să cumpăr scânduri și să mă ocup de subiectul ăsta în fiecare an, non-stop. Adică parcă la anul aș face și altceva decât straturi înălțate și reparat la ele, știți? Adică reparații din astea majore. Și de-aia îmi doresc să le fac anul ăsta și să rămână măcar 4-5 ani. Că după aia în timp mai schimbăm câteva un lucru pe aici, pe acolo, aia e altă discuție. Hai, mama! Happy! Hai, puiu! A rămas mirosin. Așa, deci, asta a fost, le-am, așa, după care mi-am făcut o salată de vinete și mi-a iritat în fiorotot de tare ceapa ochii. Aha, apropo de ceapă, ceapă de la mama, pentru că am primit astăzi, ieri de fapt, am primit cel mai special colet ever, de la cel mai special brand, ca să zic așa, așa numai mama. Și asta pentru că a ținut ea morții și să-mi trimită, dragă, ceapă de la ea. Cred că a făcut mai mult
coletul în sine de cât ar costa ceapa să o cumpăr, da? S-a ambiționat și nu. Mama când se ambiționează pe o chestie, chiar dacă e o prostie, nu contează, ea face chestia asta. Prin urmare, am primit ceapă de la mama, pusă de mama, crescută de mama, de lând din sămânță, de la mama, apropo. Și un alt lucru, pe lângă alte semințe și chestii pe care mi le-am mai pus în colet, un alt lucru de care mă bucur foarte, foarte tare este că mi-a trimis rădăcina de hrean, pe care ziceam că o pun astăzi, dar nu o să o pun astăzi, cred că mâine o să o pun. Rădăcina de hrean, de care sunt foarte, foarte încântată, pentru că pe aici mi-este greu să găsesc. În general, când găsesc hrean, este tăiat, nu are rădăcină, că da, special se face așa. Și lumea pe aici nu prea iubește hreanul. Oamenii pe aici nu prea iubesc hreanul. Iar eu le ador. Nu știu cum să vă spun, dar mie îmi place de nebunesc. Așa, mai ales salata aia de sfeclă roșie cu hrean. Yummy! Și mi-a trimis și niște bucăți mai mari pe care pot să le păstrez și să le dau prin răzături să fac salata aia magică. Și să pun restul, să-l pun în pământ. Dar mâine mă voi ocupa și de asta, că trebuie să-i găsesc și eu lua. Dar am terminat cu căpșunii și trebuie să-i găsesc și lua la un loc. Aveam așa o idee unde să îl pun, dar nu cred că e cea mai bună fază, cel mai bun loc din lumea asta, că acolo e un mormânt. Și parcă nu, da. Așa, parcă nu, n-aș vrea totuși deasupra unui mormânt să-mi pun eu hrean. Da. Trebuie să găsesc iarăși, să gândesc un loc pentru hreanul, deși nu pare, este foarte invaziv. Adică dacă îl lași de capul lui, să-mi duce, mamă, se întinde, ceea ce pe mine nu m-ar deranja, că să am hrean și să nu mai scap de el ever, să am de unde să scoate, dar trebuie să mă gândesc unde e. Să-l pun tot așa, să-l pun să nu mă incomodeze în anii viitori. Adică, vezi, când vrei să-ți aranjezi curtea sau grădina, nu e chestie doar de săptămâna asta, sezonul ăsta. Pentru unii poate o fi. Dar ideal este să le gândești așa cumva pe perioade mai lungi, astfel încât să știi, băi, la anul mă încurcă, adică ceea ce fac eu anul ăsta, exact ce vă ziceam și la căpșuni, că parcă nu mi-aș dori și la anul să mut căpșuni. Deși am eu o vagă senzație și țineți cont, țineți-mă minte, am eu o vagă senzație că totuși și la anul o să-i mut. Aha, da, mă rog, pe, cel puțin pe anul ăsta îi rezolvăm. Da, și asta e ideea, că trebuie să faci lucrurile. O, udiță! Trebuie să faci lucrurile și să ne gândești și pentru anii viitor să nu te încurce în anii următori, dacă na, evoluează cum aș fi grădina la mine, care o să se tot schimbe pe parcursul următorilor ani. Bineînțeles că am luat și udița la plimbare. Mamă, ce prăfoasă ești, să mă intri tu în casă. Să intri tu în coașă, puricioș mic. Da, un pliu de praf a intrat în faza de năpârdire și dacă nu curge părul de pe ea, aoleo, deci mă exasperează. Deja am, cel puțin săptămâna asta, am spălat de 3 ori lenjeriile decât le-am umplut de pat, de păr, de pat, de, lenjeriile de pat am vrut să zic, da. Lenjeriile le-am spălat de vreo 3 ori că le-am umplut de păr și... ce, ți-a luat o udin, asta, happy, înainte, normal. Și ea nu stă în pat, culmea, că ea nu prea stă în pat. Ea nu stă în pat, ea stă pe fotoliu unde a dormit astăzi până la 2, de azi de dimineață până la 2. Ce, mama, acolo? Ce ați găsit acolo? Ți-e acolo puiul? Zilele trecute au ars, au alergat un șobolan pe aici, ceva. Ce-i acolo, mama? Ce-a găsit mami acolo? Ție puiul? Ce-ai găsit tu aici? Și mai devreme era un... Stai, puiule, că nu-ți face mama nimic. Ia, vreau să văd. Ce miroși tu? Și mai devreme, când am venit încoace, Mrs. a alergat un fazan, evident. Ce mănânci? Dumnezeule, ce mănânci? De ce faci așa? Aha, și apropo de asta cu mâncatul. Că am pus pe Instagram treaba cu... Era să zic frăia, nu, cu iedera, că e în casă și toate cele. Și au fost mai multe dintre voi care au făcut observația asta și voiau să vă liniștești aici, că v-am scris și pe Instagram, dar vreau să vă liniștești și pe aici, că mi-a zis că iedera poate fi toxică pentru pisici. Da, e adevărat, doar că pisicile mele sunt pisici cumva outdoor.
Și pisicile mele nu au tendința de a mânca plante random din casă. Adică și în exterior și afară, ele fiind pisici care au contact cu natura, ele mănâncă strict iarbă dacă le vine, nu mănâncă alte plante. Că sunt așa în jurul meu, dacă ieși în curte la mine, sunt foarte multe bălării, cred că și pătrunjelul mi se pare că le face rău. Adică, dar nu se ating de ele. Au instinctul ăsta conservat de a nu mânca decât iarbă sau nu știu. Dar în general numai iarbă le-am văzut mâncând. Prin urmare, nu fac griji cu chestia asta. Dacă sunt, dacă vorbim de pisici de apartament care s-au născut în casă, care n-au avut niciodată contact cu exteriorul, da, înțeleg acolo că e o problemă. Dar voiam să vă liniștesc pe cele care vă faceți sau pe cei pe care vă faceți griji pentru pisici, că sunt safe. Eu am încredere în pisicile mele. Nu mănâncă random plante din casă, pentru că ele știu, adică au chestia asta formată, că s-ar putea să moară dacă mănâncă altceva decât iarbă. Așa că nu am probleme. Evident, o să le urmăresc și am să stau cu ochii pe ele, dar nu, în principiu nu fac griji, pentru că știu că și prin curte sunt o grămadă de bălării din astea care ar putea să le facă rău, care sunt toxice pentru animale și pentru câini și pentru pisici, dar nu, cu ele nu-i problemă. Ah, și apropo, dacă vedeți boschetele ăștia aici, ăștia sunt din aia, nu afini. Se zice porumbele, dar nu știu exact care e denumirea, echivalentul în fructe de pădure. Tot un afin ceva, în fine. Și să vedeți când au înflorit, cât de frumos sunt, pentru că am făcut anul trecut niște poze pe aici și au fost superbi și cred că și anul ăsta vor fi la fel. Și abia aștept. Hai, fetele, hai să mergem. No. Stați că eu trebuie să trec printr-un canal. Bun, eu vă las. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat la vlogul ăsta, care pentru mine s-a împrăștiat pe mai multe zile decât intenționam. Și ne vedem în următorul clip. Și o să vorbim și în următoarele daily vloguri. Că o să mai vină daily vloguri. Abia aștept să fac straturile. Au început să îmi răsară chestiile semănate. Abia aștept, abia aștept. Și îmi doresc să rămână la fel de cald cum a fost astăzi. A fost perfect. O zi de primăvară absolut perfectă. Pudiță? Hai, puiu! Ea tot timpul rămâne în urmă, pentru că, v-am zis, veșnica concurență dintre ea și Happy. Haide! Hai, micul Sumahăr! Hai, Sumahăr! Hai, mami! Haide, că te întrece! Uite, a luat-o Happy înainte-o! Haide, o lași să te întreacă! Ele tot timpul se întreacă. So, mulțumesc dacă v-ați uitat! Vă pup! Și ne vedem în următorul clip. Acolo i-a pus-o. E super fain! See you later, alligator. Ciao, ciao, ciao.